Da, gata. No, deci unde ne aflăm aici, domnul Gheorghe? Cum ziceți? Unde ne aflăm aici? În unde a fost bungărul lui Pașca, cu al lui Gavrilu. Deci păpărăul lui Pașca. Da, al lui Vărâm eu. Așa, deci... locul ăsta a fost, aici eu găsit. Deci aici s-a întâmplat, da, în februarie. Pușcat, securitatea. Așa. A fost pe asta parte un informator a securității care făcea meteri. Ei au venit păpărău sara, într-o sâmbătă sara, la noi în jos, dimineața când au venit, ăsta au văzut, s-au anunțat securitatea și au luat pe unchiul meu, l-au dus la securitate. Cum l-au chemat pe omul ăsta? Ștefanul Alexa. De Ștefanul lui Alexa, dar numele lui de familie care era? Alexa Ștefan. Deci Alexa. Bun, și practic ăla le-a arătat unde-i. L-au luat pe un ceas și l-au dus la securitate. N-au vrut să recunoscă ce ai, că știm noi unii. Așa. Dacă murea un soldat, dispărem și noi. Așa. Mai trebuie? Nu, atâta. Alea-s lemnele. Astea-s lemnele ciurite de glonță. Așa. Astea-s lemnele ciurite de glonță. Ăia de pe acolo, copacii, să văd, care totu-s cu urme de glonță. Ăsta a fost aici o folocașă, bungărul, a venit după la câteva zile securitatea și... Deci l-a aruncat în aer. Da, l-a împrăștiat. Dar dumneavoastră l-ați văzut cum arăta inițial? L-am văzut înainte. Cum? În el ați intrat? Da. Cam cât era de mare? Păi... O singură încăpere? O singură, aici ne-a fost ușa numai atâta, să băga pe burta. Da. Și o scândură și pe ea era muști. Și înăuntru ce era? Era acoperit aici frunză crescută, tot. Păi înăuntru avea acolo în jos țoluri, niște țoluri, avea o sobucă mică, atât. Așa. Și cât încăpea doi oameni. Și dumneavoastră ce ați găsit mai jos în ziua când a fost treaba aici? Să facem o precizare, cam la cât a început focul aici? La ora 6 dimineața. Cam pe la 6 dimineața, da. Și pe la cât s-a terminat? Cam pe la 8. Pe la 8. Da. Și pe ei când i-au evacuat în jos? Păi i-au tras armata pe părău, în gura părăului și crețul s-a dus după Trisanie de i-au adus. Așa. Eu s-a dus, o venit acolo la casă, vă arăt eu, unii și-au zis și-au schimbat ciurapii. Zice, băi, am prins pe frate tău. Și-au schimbat ciurapii, s-au dus și după două ori... Da, asta cui i-au zis-o? Că mie. Dumneavoastră v-au zis. Păi nu știu că e sfraj. Da. Și au venit cu... Că pe el tot timpul mă vedea aici cu un ceșul, știi? Și au venit cu sanile, ne-au strigat în drum și ne-au arătat și zice, vezi că așa urmați și voi. Și au plecat. Și, noi am venit atunci aici. Ați venit în sus. Venit mai era cineva aici la fața locului? Nu era nimeni. Nu mai era nimeni. Lumea. După trei zile, două, trei zile, au venit un general cu niște ofițeri, doi soldați și... O l-a aruncat în aer. Da, l-a explodat. Și dumneavoastră, când în ziua respectivă ați găsit mai jos? Da. Probabil că au pierdut ei. Ei. În zăpadă. Deci a fost binoclu? Tocul. Binoclu în toc. Deci binoclu cu tocul tot. Da. Na. Deci cam cât era de adânc el? Ăsta? Da. Nu puteai sta în picioare așa, e un om, nu putea sta în picioare. Puteai să stai în picioare. El a fost așa făcut din lemn și acoperit. Aha. Deci a fost făcut fain, că în lontru tot cu lemn. Deci capitonat cu lemn. Da, tot cu lemn. Și pământ tot fain, nu se cunoștea, că era crescut turși pe este el. Mușchi. Și pus mușchi pe ușă. Ia de ăsta mușchi, de ăsta nici. Da. Da, păi e suficient atâta, domnul. Da? Da, le luăm și pe alea. No, acolo unde, dacă mai vreți, cu alimentele, unde aveau cartofi, făină, brânză, lapte. Deci... Ați fost și aici înăuntru? Da. Aici a fost magazia cu alimente. Și tot așa, acoperită? Da, nu se cunoștea numai. Așa o ușă mică. Tot a fost căptușit cu lemn. Intrarea pe unde era aici? Aici. Aici era intrarea. Aici, unde și ăsta a fost aruncat în aer. Da.